Noi ce a primit autorizație, pentru că este, după cum se vede, un bătrân lup de mare. Și un romantic, am uitat. Suntem pregătiți? Eu sunt pregătit. Domnul Răzvan, domnul Dani, m-auziți? Da, da. Să trăiți, bună dimineața! Vă vorbește capitanul, atenție! Haideți să vă spun cum stă situația momentan. Deocamdată suntem pierduți în larg, dar până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, scoatem noi corabia la mal. Am ajuns la mare, în stațiunea Mamaia, pe celebra pasarelă și, în mod normal, cam în această perioadă, cu toții ne gândeam la mini-vacanța de 1 mai. Punte, cu zile libere. Anul acesta este puțin mai complicat, respectăm regulile și stăm acasă. Însă vrem să aflăm ce se întâmplă cu cei care deja și-au făcut rezervări și au plătit, au dat un avans. Despre asta vorbim cu șefa la litoral, doamna Corina Martin. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ce facem, domniță, cum stăm, că este situația destul de complicată? Nu e complicată deloc. Facem ceea ce trebuie acum ca să ne întâmpinăm primii oaspeți deja din primul weekend de libertate, 15-17 mai, și profit de ocazie să le spun lui Răzvan și Dani, salutări de la Mamaia, suntem aici la mare, avem și punte, da, așa cum ai spus, avem soare, avem mare, plaja este acolo, vă așteptăm și pe voi, da, așteptăm primii turiști pentru că sunt foarte mulți români care, așa cum ai spus, Marian, achiziționaseră deja vacanțe preplătite înainte de declanșarea pandemiei. Cu toții însă trebuie să-ți spun că le-au decalat împreună cu noi, agențiile de turism, pentru alte vacanțe, la alte perioade, la alte date, și toți au așteptat, desigur, să aflăm care este prima dată la care putem să călătorim. Vreau să vă întreb concret ce avem până acum, pentru că discuții sunt multe, adică noi ne-am dorit cât mai repede să venim la mare, dar concret, din ceea ce s-a discutat, dacă avem până acum, dacă s-au emis ceva, nu știu, avem, ce avem voie să facem în perioada următoare referitor la zona aceasta a turismului? Sigur, din ceea ce știm, începând din 16 mai, putem să plecăm în afara orașului nostru de reședință, acolo unde am fost nevoiți să rămânem. Luăm drumul către mare sau către munte sau către stațiunile de agroturism sau către Delta Dunării. Sigur că din sondajele noastre pe care le facem noi, Alianța pentru Turism, împreună cu Ministerul, reiese că românii vor rămâne mai mult în acest an în România. Asta ne bucură foarte mult, de aceea ne și pregătim. Hotelierii, proprietarii de pensiuni, de vile turistice, de apartamente de vacanță deja introduc măsuri care să asigure siguranță, protecție, igienă, bineînțeles, pentru primii oaspeți și pentru întreaga vară. Deci nu ne grăbim, așteptăm să vedem când avem ceva concret. Vreau să vă mai întreb ceva. Cei care deja ne-am văzut la târgul de turism în luna februarie, foarte mulți atunci au făcut rezervări și au dat avansul. Ce se întâmplă cu banii lor? Exact ceea ce spuneam, cei mai mulți dintre ei au acceptat varianta unui voucher credit, deci a unei promisiuni de vacanță timp de un an și chiar 18 luni în unele cazuri. Ei practic au ales ca în acest fel să-și reprogrameze vacanța oricând vor dori, oricând vor putea, și așa cum spuneam, 95% dintre ei aleg România, deși poate achiziționaseră vacanțe în destinații externe. Românii vor rămâne mai mult acasă din motive de siguranță și de precauție, așadar nicio vacanță nu este pierdută, ci este practic mutată, decalată, amânată, și ne bucurăm că se va întâmpla ca românii să rămână mai mult în vacanță în destinațiile din România. Doamna Corina, vă mulțumim frumos, noi suntem pozitivi, însă trebuie să respectăm regulile. Doamne ajută să fie totul cum trebuie și să scoatem noi corabia la mar. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de aici din stațiunea Mamaia. O zi frumoasă și la final cum era? Mă întorc la tine iar și iar, mare albastră. Unde să ne mai întoarcem? Cum se întoarce valul tău veșnic la mal. O zi frumoasă, la revedere, Doamne ajută! Mi-e dor de mare. Am văzut tot felul de informații de pe la Vama Veche, de pe la Eforie, de pe la Mamaia. Oamenii așteaptă, turiști, se deschid hotelurile, dar nu se deschid restaurantele, adică vii cu mâncarea în plasă. Bine, sunt unii care au mers cu mâncarea în plasă ani de zile. E o problemă? Nu e o problemă, da. O să fie o perioadă dificilă. Vedem, vedem cum. La distanță regulamentară, am înțeles că anul ăsta fiecare vine cu prosopul lui, ca să nu te mai pui pe saltele pe care au stat alții, și se intră în mare pe rând după niște bonuri de ordine, după niște numere de ordine. Ce nu? Ce? Da. Și acum seria 3. Oh, fuck! Cum făceam la Năvodar. Dacă vrem. Mi-e cald, până atunci ce fac? Stau e așa? Cald, stai și tot neapă pe tine, vezi de treabă. Distanță 3 metri între șezlonguri, e totul stabilit. Ce? Așa făceam la Năvodar, când ne duceam înainte în vacanță, ne băgau cu seria. Ne țineam de mână așa, în cerc, ne lăsam de două ori în apă și ne băgam înapoi.